Ce mulțime de oameni care coborau și din start a început a pune întrebări. Cât constituie venitul de astăzi? Comparând numărul de oameni coborâți cu sumele de bani care se depuneau de către casierii de bilete în casă, am înțeles că ceva nu e așa. Eu, ca om nou în sistem, dar care nu mi-era rușine să întreb, Claruc am început a pune întrebări la diferite persoane cu funcție de răspundere. Nu mult după întrebările puse, am fost informat înscris despre o schemă de furt de la întreprinderea de stat a Căii Ferate a Moldovei. Începând cu luna martie 2018, timp de un an, Bujor Popșoi a activat în calitate de inspector superior al Serviciului de Securitate Internă al Căii Ferate din Moldova, fiind responsabil de segmentul de cale ferată din partea de nord a țării. După ce a fost informat despre pretinsa schemă de furt, inspectorul a desfășurat un șir de activități de control pe diferite segmente a căii ferate din regiunea nordică a țării și astfel susține că schema s-a adeverit. Este vorba despre o înțelegere non-verbală dintre casierul de bilete în tren și cetățeanul X, care în legătură cu sărăcia din țară, în loc să dea 6 lei să achite întregul cost al biletului, achite 4-5 cu gândul să rămâi 2 pentru circulație în transportul obștesc, în loc să achite 10, achite 6-8, o să achite 14, achite în jurul la 10, iar casierul de bilete în tren, la rândul lui, adică nu-i eliberează nici lui bilet, nici celui de alături. O parte de bani erau expediați cu rutiera Belz Chișinău, erau expediați unul din angajații gării feroviare Chișinău, erau expediați la Chișinău, alte sume identică, adică 5.000 de lei lunari se duceau de la fiecare casier de bilete în tren. Se duceau la Chișinău, 5.000 de lei el își lăsa lui, iar un nimic, toate, cum se zice la moldoveni, simbolic, cei ce scurgea prin detește, zilnic, se depunea în casă. Potrivit fostului inspector, pretinsa schema de furt ar funcționa de 5 ani, iar la baza ei ar fi un ordin din luna noiembrie 2015 al șefului gării feroviare Chișinău, conform căruia, în scopul perfecționării sistemului de control al activității casierilor de bilete în tren, toți casierii de bilete de tren ai gărilor feroviare Chișinău, Bălți Slobozia și Basarabeasca, au fost transferați în subordinea casierului superior din Chișinău. Cu părere de rău, ca rezultat al ordinului sus menționat, venitul pentru anul 2016 comparativ cu 2015 brusc a scăzut cu circa 800.000 de lei doar pe segmentul de cale ferată nord. În 2017, comparativ cu 15, cu circa 500.000, iar comparativ cu 2015, cu circa 1.300.000 de lei. Tabele de totalizare ale veniturilor întreprinderii de stat din vânzarea biletelor pe segmentul de cale ferată nord confirmă spusele fostului inspector și arată că începând cu anul 2016, sumele de bani au început să scadă brusc, iar mai multe rute de tren au fost reduse. Dacă în 2017 au fost încasați puțin peste 239.000 de lei din vânzarea biletelor, în 2018, perioada care coincide cu activitatea fostului inspector, numărul biletelor eliberate aproape că s-a dublat, iar suma venitului a crescut până la 422.000 de lei. Asta deși numărul rutelor de tren care au circulat a rămas neschimbat comparativ cu 2017.
Deși a raportat șefilor ierarhic superior despre problemele identificate, a solicitat în repetate rânduri să fie luate măsuri în legătură cu aceste nereguli, dar și a încercat să abordeze problema cu mai mulți factori de decizie ai întreprinderii de stat, situația a rămas neschimbată și relatează că devenise o persoană incomodă. Eram abordat ca o persoană incomodă, zic, mi se cerea să depun cereri și să mă eliberez. Eram amenințat cu cei că funcția va fi redusă, dacă pe mine va fi pornită anchetă de serviciu. Într-un final, pe numele bărbatului a fost deschisă o anchetă de serviciu pentru absență nemotivată la locul de muncă, iar în luna iunie 2019 acesta a fost și demis din funcție. Până la 13 martie 2019, când am plecat în concediu, iar pe mine a fost deschisă o anchetă de serviciu, chipurile absență nemotivată la serviciu, iar pe data de 17 iunie, conform informației orale de care dispun, pentru că am fost eliberat din funcție, careva ordin privitor la eliberare, adică n-am primit, n-am văzut, n-am semnat. Contactat de ziarul de gardă Aurel Berdilo, șeful serviciului Securitate Internă, a refuzat să vorbească. Ulterior însă a răspuns printr-un mesaj că motivul concedierii lui Bujor Pupșoi a fost absența fără motive întemeiate la lucru pentru mai mult de 4 ore consecutive în timpul zilei de muncă, fapt constatat în urma anchetei de serviciu. După ce a fost eliberat din funcție timp de un an de zile, Bujor Pupșoi în mod repetat se adresează instituțiilor de stat, dar și organelor de drept, prezentând informațiile de care dispune și solicitând să fie luate măsuri. Deși petițiile bărbatului au fost transmise atât prim-ministrului Ion Chicu, cât și președintelui Igor Dodon, instituțiile statului, spune bărbatul, au ocolit delicat problema. Majoritatea scrisorilor sale au fost direcționate către Inspectoratul de Poliție Fălești, care însă a încetat examinarea petiției. Părere de rău faptul că nu se iau niciun fel de măsuri, că schema continuă să funcționeze, că serii de bilete în tren practic deschis, dar fără ca să-și dea seama că printre ei mai sunt și oameni cinstiți care pe mine totuși mă informează, care nu odată mi-au spus că tak хочется жить и работать честно. Eu citesc pe unul dintre dânsi. Zic, înțelegeți, lumea este nevoită să accepte regulile acestea murdare de joc. Dar ei nu sunt mulțumiți de aceasta. La noi este pus echipă la urcare în tren, obligatoriu să scrie documente de călătorie la toți, niciunul nu se permite fără bilet urcare în tren. În rest, ceea ce ține la stațiile intermediare, care sunt oprit unei călători coboară, urc și așa mai departe, este casier de bilet cu mașina de calcul și casă care eliberează bon. N-am avut plângeri la gară, nu poate fi comparat anii precedenți, atunci când vă spun încă o dată, când în gară foieul oamenii era plină, gara, trenuri în fiecare direcție. Deci această diminuare de venituri și de pasageri se explică prin faptul că au fost reduse trenurile? Au fost expus multe rute, au fost expus micșorat numărul de vagoane. Respectiv, cunoașteți care este starea trenurilor noastre, diesel, de vechi, plus la asta, deci timpul. Locuitorii suburbiilor, în principiu, mult preferă să folosească rutiere, deci fiind pic câștigând timpul.